Etapa 16 a campionatului handbalistic feminin Divizia A aduce Giurgiu Vencelor un adversar cam de aceeași valoare. Olimpic Plopeni era o echipă de învins acasă la noi în tur, dar în octombrie anul trecut Giurgiu Vencel a avut un meci cu multe sincope și a pierdut 2 puncte acasă, făcând egal 20-20 cu handbalistele din Plopeni, care n-au condus până în ultimul minut. Partida de sâmbătă este una extrem de importantă pentru că în eventualitatea unei victorii, CSM Dunărea Giurgiu își menține șansele de a părăsi ultimele două locuri ale clasamentului și de a rămâne în Divizia A. Este o echipă care, din punctul meu de vedere, este accesibilă. Am făcut egal cu ele aici. Vom încerca să jucăm cât mai bine și poate să ne întoarcem cu un rezultat bun de acolo. Cum spuneam, meciul de sâmbătă poate fi decisiv pentru soarta echipei noastre și surprinde handbalistele Giurgiu Vence într-o formă slabă, după ce Dunărea a pierdut primele 3 întâlniri directe din retur. Înaintea meciului de mâine, CSS Dunărea Giurgiu se află pe locul 11 în clasament, din 12 echipe, cu 7 puncte acumulate, unul izbutit în egalul cu Plopeni, 3 puncte cu Târgoviște și alte 3 cu Spartak București. În etapa 6-a returului, Giurgiu Vencele vor juca tot în deplasare la Știința Bacău, echipă ce ne-a învins anul trecut.